Marinescu, te-am învățat eu să vorbești cu femeile. Tu doar vorbești, auzi, tu dai mult în gură și dai pe lângă, știi? Înțeles? Această fată a fost înainte sau după Iazmina? După, înainte. Nu, după. Cu fata cu care am vorbit până să intru în competiție. Oare de ce să-mi trimită mie videoul acesta? Știu că o face intenționat. Știu intențiile ei și, din păcate, da, o ajut cu ce vrea. Ce a întrebat domnișoara Cristina? Ce răspuns? Răspund ce vreau eu și nu mai comenta! Terminat! Adelina! Unde te duci, Adelina? Tu de ce pot, ești? Nu. Lasă-mă! Ai ceva de zis sau ai uitat? Nu, de ce stai aici? De ce stai aici când știi că ai problema tale? Rămân în competiție pentru că am încredere în mine. Așa. Că pot să evit oamenii ăștia de 2 lei ca tine. Am văzut, am văzut. Dacă vreau. Trebuie să fii pregătit acum pentru că o să fie și mai rău. Îmi cer scuze, Marinescule, dacă te-am deranjat cu ceva. Bravo! Nu știu de ce am eu sentimentul că în această seară e o gală tristă. Opa! Și dumneavoastră. Pentru că m-a emoționat, sunt femeie, normal. Un avertisment așa, subtil. Pentru că iar a început să inventeze lucruri. Găsi la o nouă gală săptămânală. Da, da. Ce, Maria, ai văzut cutiuța? Da. Niciodată nu ai fost atât de încântată de cutiuța. E, noi suntem curioși. Astăzi suntem. Noi suntem curioși. În sezonul trecut era foarte prezentă această cutie. Sezonul acesta mai puțin. Simți că ascunde ceva bun? Cu siguranță. Pentru toată lumea, zic eu. Ce faci, Daniela? Bine. Bine. Cupluri asta mai avem? Da. Un cuplu, adică, și jumătate. Ce s-a întâmplat? Păi el a zis că lasă azi. Domnișoara Cristina, vechiul motiv antic din preistorie, prietenia mea cu ea. Ia uzi. Da. Fii? Păi oricât l-ar deranja, noi tot ne înțelegem bine. Adică, da, oricum. E, uite că o să mă înțeleg. Niciodată. Doamne, ce deja vu am. Că dacă te mai înțelegi tu cu ea și ea permite, s-ar putea să aveți voi cuplu și eu să fiu singur în Casa Puterea Dragostei. Da, ai spus ieri. Da, ai spus ieri că e singur. Ce? Ai, nu mai există. Dar tu de ce ești prieten cu gelul Radu? Îi alegi prietenii iubitei tale? Se pare că da. Nu. Nu că îi aleg prietenii, doar că nu pot să las pe cineva care se bagă în relația mea să fie prietenă cu iubita mea. Dă-mi exemplu de un moment în care eu m-am băgat în relație. Sunt N exemple. De ce? Că râde la mine când ești tu nervos? Că te duci lângă ea când sunt nervos și o faci să râdă când sunt nervos, deși știi că atunci când sunt nervos nu suport să râdă. Nu vine ea niciodată. Hai, nu bine că vă înțelegeți din priviri. Vă înțelegeți din priviri. Hai, hai, lasă vrăjeala. Foarte, foarte tare. Am zis nu mai exagera, că nu mă duc eu. Domnișoara Cristina, deranjul lui nu este faptul că eu aș fi o influență negativă asupra Adelinei, nici de cum. Pe el îl deranjează că în momentul în care el este nervos, Adelina râde la mine, dar e o chestie involuntară pe care o facem din prima zi în care am. Nu cred că vine ea să te caute cu privirea să râdă la tine, doar dacă mă pe mine, tu te duci de fiecare dată lângă ea și eu mai și chem să danseze când sunt nervos. Dar n-are voie să danseze când ești nervos? Păi da, cum să zic că sunt nervos? Uite ce scos pe gură. Auzi, Adelina, tu un astfel de bărbat îți asumi și vrei să stai lângă el tot restul vieții, care nu te lasă să vorbești cu prietenele tale. Domnișoara Cristina, mă lasă. Vezi că exagerezi și vorbești prost. Cu ce? Cu ce? Nu, decât cu Ana, da. Dă cont de fata mea, dă cont. Nu cont, dar tu exagerezi. Contră, direct, contră spre... Vezi că vorbești prost. Contră, dă cont. Doamne. Am zis că mă laci. Ai zis tu vreodată să nu vorbesc cu cineva decât cu Ana, ai zis și atât. Bravo. Cu Ana oricum nu mai vorbeam. Acum cu Daniela, mai urmează. Pregătește. Nu, domnișoara Cristina, că nu-mi deranjează decât faptul că râd eu când e nervos. Dar domnișoara Cristina, mie mi se pare amuzant cum el sparge ușii, ea râde și dansează în partea cealaltă. Da, e comedie. Toată lumea râde. E comedie, ce să mai... Pentru că e amuzant. Nu e vina mea. E păcat și rușinos, dar asta e. Maria și Codruț, vechi prieteni, ce mai faceți voi? Foarte bine ne înțelegem. Minunat. Bravo. Minunat. Auzi, apropo, ce părere ai despre intervenția Alexandrei de ieri? Ți se pare că l-a pus pe Codruț într-o lumină nefavorabilă? Normal că l-a pus pe Codruț într-o lumină nefavorabilă. Nu mă așteptam la răspuns. Dar am rămas impresionată de faptul că Codruț nu i-a dat același răspuns, adică nu a minut-o pe ea de nimic, n-a jignit-o și așa mai departe. Pentru că am văzut că era foarte nervos și mă așteptam la o reacție mult mai urâtă, cum suntem obișnuiți din sezonul 3. Însă și Alexandra se vedea, eu prima dată am văzut-o pe Alexandra vorbind cu atâta ură. Adică... Dar de ce crezi că s-a întâmplat lucrul acesta? Pentru că cred și eu că a rănit-o și că i-a făcut lucruri care, na, care au făcut-o să ajungă în starea asta. E teamă lui de Alexandra? Normal, păi dacă n-a scos un cuvânt. Dar pe de altă parte, poate s-a gândit și la onoarea lui de bărbat și din cauza asta n-a vrut să o jignească. Domnișoara Cristina, în primul rând am și zis pentru ceea ce a fost între noi. Eu nu pot, nu îmi dai tu mie calde, mă, că vorbele tale le pun la, în altă parte. Nu pot eu să ies în față, să vin să zic asemenea cuvinte, cum a zis ea de mine, adică o am lăsat-o ca ea, nu am dat curs, pentru că eu știu că ea din, nu știu, energie negativă se hrănește, iar eu îmi văd de treaba mea, stau pe dreapta, în calitate de oaspete, nu știu, mai am și treabă cu Antonia sau ce mai avem noi. Ia, de ce? Ia, nu mai zi tu. Cred că lovitura subcentră i-a dat-o chiar Antonia în momentul în care practic a aprobat-o pe Alexandra și s-a cam dat în spate când a auzit afirmațiile alea, deci nu știe dacă sunt adevărate. Vezi că eu n-am aprobat-o pe Alexandra. Cum? Vezi că eu n-am aprobat-o pe Alexandra. Te-ai dat în spate. Nu, nu m-am dat în spate, am spus că... Uite, pune și Codruț spune. Ba da, într-adevăr. Dar așteptai să te certe cu Alexandra? Era mai bine dacă te certa cu ea? Nu să se certe cu Alexandra, că femeia n-are nimic cu ea. N-avea de ce certe cu ea. Am spus că... Auzi? Am spus că eu o să iau în considerare sfatul. Aia nu înseamnă că o să-l judec eu pe Codruț după ce îmi spui tu sau după ce îmi spune Alexandra. Ea e altfel de caracter, tu ești altfel de caracter. Ok, am înțeles lucrul ăsta. Cum s-a comportat cu ea sau ce a făcut cu ea nu înseamnă că trebuie să facă și cu tine, că tu ești altfel. Dar n-am spus asta. Eu n-am susținut o secundă lucrul ăsta. Am spus că iau... Dar ce voiai să mă cer? Nu avea pe ce să țină. Am spus că iau în considerare. Aia nu înseamnă că o să-l judec pe Codruț după ce îmi spune Alexandra sau după ce îmi spui tu sau după ce îmi spune oricine altcineva. Ia, stați un pic. Nu aveam nicio așteptare atât din partea Antoniei, cât nici din partea Alexandrei, poate să facă fiecare ce vrea, dar am văzut-o că un pic, da, chiar s-a dat în spate după ce a ieșit Alexandra și a vorbit, dar este strict treaba aia, adică pe mine m-a judecat pe ceea ce am făcut eu cu ea și o să ia ei în considerare sfaturile, dar pe faptele mele cu ea, nici de cum pe faptele mele cu Antonia. Am și eu o întrebare. Asta a fost deranjul meu, dar în rest nu am... Tu spui, Radu, că ar fi trebuit să țină cu Codruț, nu? Da. Pe baza la ce? Antonia nu știe ce a fost între ei. Dar nici nu contează ce a fost între ei, omul n-are nicio relevanță. Oamenii nu sunt împreună, n-au o relație. N-au o relație oamenii, abia vorbesc. S-au pupat, poate au avut o relație în afară, nu știu. Vorbesc de ce se întâmplă aici. Au fost, s-au văzut la hotel, a fost ceva între ei. Unele chestii pe care Alexandra le-a spus și putea să o facă doar din respect pentru Antonia, ca idee era. Care chestii? Bine? Despre ce s-a întâmplat la hotel sau ce a mai spus fosta ta iubită, da? Puteai să intervii, Codruț, ca un bărbat adevărat. și să spui că da, poate am făcut un anumit gest, dar asta nu înseamnă că nu s-a întâmplat ceva mai mult. În primul rând, eu dacă dădeam curs la gestul ăla, înțeles deja cu totul altceva, eu nu am făcut gestul ăla cu referire la ceva anume, plus dacă intram în polemici cu Alexandra pe tema aia, ieșea cuvinte mult mai urâte atât din gura ei cât și din gura mea. Da, mai bine nu. Auzi, Radule, tu în sezonul trecut încurajai cuplurile, în sezonul acesta nu prea. De ce? Domnișoară, da, am încurajat când am văzut un cuplu real și care se implică și nu sunt doar competițional. Aici, sincer, nu știu, după gelul n-am cu Beatrice, pentru că nu-i văd făcuți unul pentru celălalt și nu-i văd investind sentimente reale. Îi văd doar plăcându-se în situația asta că sunt în competiție și trebuie să facă ceva. Că n-au venit să stea să se uite pe pereți sau să dea doar din gură. Și n-am cum să-i susțin pe ei doi, că cred că singurul cuplu din casă. Și prietenul tău, Codruț, tot competițional e aici? Cine? Prietenul Codruț. Domnișoara Cristina, până la urmă, Codruț nu e concurent. E pentru bani, că m-am întrebat. N-a venit aici să ceară, să fie concurent cum vin alții. Doar a venit pentru ceea ce îi place, ceea ce a avut și ceea ce mai vrea. Atât și ceea ce tu nu încurajezi. Zi, Maria, pentru ce a venit Codruț? Pentru bani. În pauză mă întreba, dar vă va da ceva? Nu, domnișoara, pentru ce bani a venit? Auzi, Ana, ieri la Favorist te-ai bucurat foarte tare pentru că ai ieșit în top, da. Gală te-ai certat cu Radu. De ce? El a început să mă înjure pe aici, din câte am auzit. Eu eram sus foarte fericită, i-am spus că stă mare de ciudă și atunci el a continuat să mă înjure și eu am plecat fericită în continuare. Ce ai, mă, omule, că așa a fost. Ce s-a întâmplat, că inventezi. Așa a fost. Ai dormit strâmba noapte. Eu am strigat să mă de ciudă Radu și el înjura aici cu tine jos. Maria, cum te-ai înțeles cu fetele în tot acest timp de când ai venit aici? M-am înțeles, cred eu, foarte bine, am găsit limbă comună cu toate. Dacă la un moment dat, eu le-am și spus din momentul când am venit în competiție, să știți că sunt o persoană foarte directă și dacă o să am ceva de spus, o să spun, nu trebuie să se supere, pentru că așa văd eu realitatea în ochii mei. Nu am... Dar consider că ele au avut ce învăța de la tine? Normal. Ce vrei, Codruț, zi! Maria a venit pentru că s-a mai întâmplat de enorm ce a făcut și în sezonul 3, o grămadă de prietene, dar într-un final le-a turnat pe toate. A venit acum, a încercat să scoată de ele secrete ca să vie, să le dea în gât în emisiune, dar eu cred că fetele sunt mult mai inteligente decât ea și nu o să îi cadă în plasă. Mai ales lui Maria. Cred că Antonia i-a căzut. A simțit vreuna dintre fete că Maria a încercat să o influențeze? De bine, da. Mamă, ce doamne! Nu de rău! Doamne, da! Aveți 9 capuri și nu faceți... Adelina, aveți că trebuie să spui că da, ți-a spus Radu că așa trebuie să... Nu, am avut câteva discuții cu Maria în casă, într-adevăr, în care a spus că îmi vorbește din propria experiență, să nu pățesc același lucru pe care l-a pățit. Dar și în casă, le-am avut și în afară. Nu a încercat să influențeze cu chestia? Nu, am încercat doar să-i dau un sfat. Da, din experiența mea. E problema ei dacă ține cont de el sau nu. Cuplurile atunci. Că pe la urmă n-ai stat tu cu mine ca să... Dar într-adevăr, la voi situația e mult mai gravă. Nu e mai gravă. N-avem cum să ne comparăm. Nu e mai gravă. Dar Radu, de ce am zis? Hai să spun ce e mai grav la noi. Radu, vorbeam de la femeie la femeie. De ce te bagi? Hai să spun ce e mai grav la noi. La noi e mai grav că suntem reali și le rezolvăm aici. La voi era mai simplu că le rezolvați acasă. Nu cum ai făcut și ea atunci la gala Favorist. Le-am rezolvat aici, a văzut... Radu, de ce te-ar deranja dacă Maria îi dă un sfat, Adelina, în ceea ce te privește, atât timp cât prietenul tău, Codruț, a făcut același lucru, ți-a spus să o lași că e naivă și copilă? Nu mă cunoaște. Ea nu mă cunoaște, înțelegi? Nici el pe ea nu o cunoaște. În fine, domnișoara Cristina, el mi-a dat mie. Nu e. Radu. Păi și el mă cunoaște, ea nu o cunoaște. Ea are doar un interes să se spartă. Ăsta ce interes are? Păi omule, îți mai explic o dată. Tu n-ai nicio treabă aici. I-am dat doar un sfat de la femeie la femeie, nimic mai mult. Ca să încerci să-i spui să se desparte de mine. Normal. Ca și prietenul tău Codruț. Indirect. Auzi, lui Beatrice i-ai dat același sfat? Nu, mi-a spus să nu trec prin același lucru prin care ai dat. Atât i-am zis. Despre ce vorbim? Dar mai mult, de foarte multe ori, am zis să-i poate... Bă, dar lui Beatrice i-ai dat același sfat? Da, într-adevăr, aseară am avut o discuție cu Maria și mi-a zis că trebuie și el înțeles într-un fel, nu? Păi da. Asta zic, dar tu dacă vorbești gura înaintea ta, n-am ce să-ți fac. Bine, nu mai mă bag, o las ca voi. Maria, dacă tot te-am întrebat cum te înțelegi cu fetele, am făcut-o cu un scop. Pentru că tu ai avut o anumită dispută cu fetele. Haideți să vedem despre ce este vorba. Șefa voastră tot eu rămân. Șefa n-are treabă, pentru că nu ții contul de ea, fată, de ce o am. Hai că ți-am furat-o, că am nevoie, eu să fur cheie. Eu am avut cheia când m-am îmbrăcat acolo. Nu o leși, cheia nu o leși așa baltă. Ori ai grijă de ea, că ai o responsabilitate. Te-ai pus în locul meu, era la locul meu. Dacă nu ești în stare să deții poziția de favorit, atunci fă o cadou și tu cuiva și aia e. Păi ți-ai luat cheia înapoi. Că am vrut eu, eu fac ce vreau eu. Mihai, să te rog. Dar știți discuția, că eu m-am schimbat, am pus insigna și cheia, le-am pus pe marginea aia și practic e locul meu, unde stau doar eu. Pe marginea aia, păi nu-l lași pe marginea aia, o ții la tine în buzunar. Băi omule, e locul meu ăla. Și ce dacă e locul tău? Pe locul tău stau și eu, nu-ți scrie nicăieri că e locul tău. Hai să-ți explic, ești în Turcia, la o producție, nu e locul tău, deci să ne facem... Aici avem locul, fiecare cu locul. Fiecare are locul ei. Nu, Arec, dacă am eu chef după pauză, mă duc și mă așez pe ce vreau eu. Domnișoara Cristina, a început Maria să facă pe mama Omida în casă, să dea ea, să fie lupul moralist, ce se întâmplă cu cheia, ce trebuie să faci ca lider. Ea a fost de două ori lider în viața ei și a început ea să le manevreze pe toate, să o tragă la răspundere pe Adena și că era la școală și nu pe toate. Cum? Da, nu pe toate. Nu pe toate. Vedeți că sunteți neînsemnate, precum vacile v-a zis. Și noi nu ați apărea. Și ea e neînsemnată pentru noi. Asta înseamnă neînsemnat, ca să știți. Ea e neînsemnată pentru noi. De fapt, toți sunteți neînsemnați pentru mine. Am văzut, și noi suntem neînsemnați pentru mine. Suntem neînsemnați și vorbeați cu ea după aia. Și tu te-ai mai... Ei și scaunul, te duci în față și dai răspunsuri. Asta zic. Zici că era maică, dacă vreau să-i spui ce să faci cu ea și cum. Ferească Dumnezeu asta scură. Uite ce... Pentru că Maria a venit în casă. Maria a venit în casă și a spus că eu i-am dat cheia. De fapt, la un moment dat ai zis că ți-am dat cheia după că am pierdut-o pe jos, dar de fapt cheia... Mai întâi am găsit-o, a doua oară... Mi-ai furat-o, mă rog, ai luat-o de două ori. Am găsit-o, a doua zi, iarăși, a doua zi mi-ai dat-o tu personal. Nu ți-am dat, Maria, te descurci mai bine ca mine. Și ai recunoscut că ai mințit, Maria. Cum să-ți dau eu cheia să zic că te descurci mai bine decât mine? Păi așa ai zis. Tu mi-ai luat cheia din locul în care m-am schimbat de două ori. Nu, așa ai zis. Două zile mi-ai luat cheia și min. Ia tu cheia că eu n-am chef să mă... Ideea e că face pe șefa cu voi și voi nu faceți nimic. Asta e ideea. Și ce ai vrea dragă să facă fetele? Că ai căutat și tu cheia cu ea. Da, și te-ai apucat să cauți cheia cu ea. Da, exact. Am căutat cheia pentru că nu am luat-o eu. Ba da, o luați și apoi ai mai și căutat-o cu mine. Ai zis că da, te-ai așezat în locul în care eram eu și unde am pus cheia. Hai să luăm... Și după, fetele sunt conștiente și știu, pentru că erau acolo și au văzut puțin să vorbesc. Dar vorbești amestecat despre trei lucruri diferite. Tu mi-ai luat cheia și apoi ai căutat-o cu mine și automat nu am găsit-o și când am dat în episod ai avut cheia în mână. Și totuși, Maria a prins flacăra, voi întrețineți focul, pentru că ideea a plecat de la următorul lucru. Vă numea pe toate neînsemnate. Domnișoara Cristina. Nu trebuie să fim importante pentru Maria, nici ea nu e pentru noi. Nu știu ce să zic. Când vine vorba de tine, pare că am o problemă. Ea se crede foarte superioară față de noi, dar de fapt nu e cu nimic. Adică nu are aerul de superioritate. Maria nu are aceeași atitudine afară. Este o fată super ok. Păi normal, o face ilegal. Nu are aceeași atitudine pe care o are. Pentru că afară se poartă ok cu voi, acceptați ca în casă să vă facă neînsemnate. Dar nu era mâneasa fetelor când ea le-a făcut neînsemnate pe fete. Sora Cristina nu a acceptat nimeni de când a venit, cred că din prima săptămână, toată lumea i-a spus Mariei să coboare de la înălțimea la care crede ea că este și să vină aici pe pământ cu noi, că nu-i cazul. Dar mai mult de atât nu cred că... Zic, Codruț. Nu, domnișoara Cristina, în primul rând, Maria, tot ce a făcut acolo a fost o strategie, a vrut să le dea foc fetelor ca să sară pe ea, dar fetele au procedat destul de bine și nu i-a dat curs. Adică chiar aici am apreciat ceea ce a făcut, pentru că a venit și a afișat, nu știu, un grad ăla foarte mare, se crede ea superioară tuturor, dar fetele au apreciat destul de bine și bravo lor. Aici îmi place ce am văzut. Nici să nu-i dați curs, dar nici chiar nu e bine că vă face cum vă face și voi stați și întoarceți capul și ce mai deranjant, e că la interval de câteva zile veniți și spuneți, da, Maria, într-adevăr îi dă treabă. Dacă afară îi dă treabă și în casă nu îi dă treabă cu voi, ce înseamnă? Că joacă teatru. Păi și atunci voi sunteți prietene, voi puteți să aveți încredere în ea? Nu, când a spus că suntem neînsemnate, eu i-am spus și tu ești pentru noi. Pentru mine, cel puțin, e neînsemnată, dar nu doar ea. Majoritatea, pentru că nu trebuie să însemne nimeni nimic pentru tine într-o competiție. Așa și eu sunt neînsemnată pentru tine, probabil. Maria este o persoană care suferă de o perversitate dusă la gradul la înalt. Ea caută pe voi să vă instige, ca voi să-i dați acolo, să-i dați reacție ei. Păi și cine i-a dat în afară de Adelina? Mă, că nu o băgați în seamă. Ori o puneți pe mult, dar nici ar să vă duceți să vorbiți în fața ei, să vă deschideți, că la un moment dat să vină să vă ardege. Păi, eu i-am spus Adelinei, o trage la răspundere. Nu mă tragea la răspundere, m-am mutat lângă ea pentru că nu... am încercat să vă explic că ea inducea oamenilor ca și cum eu am pierdut cheia și am vrut pur și simplu să explic și să lămuresc situația asta, pentru că știți majoritatea dintre voi că ea a luat cheia și a intrat în două episoade cu cheia. De ce îi spui, Maria, că e prea slabă? Domnișoara Cristina, dar i-am zis pentru că fetele, nu știu, probabil nu au atât de mult timp, dar eu cum am stat atât de mult timp cu ea, știu ce-i poate capul și am zis dacă ele nu-și dau seama de ceea ce fac eu, o să încerc eu, nu să le deschid ochii, ce să le dau așa un mic pat în privința ei. I-am zis că o să cobor eu cu picioarele pe pământ. Terminați, cum adică o să cobor cu picioarele pe pământ? Domnișoara Cristina, o să vină să, nu știu, să-i dezvălui adevărata ei față în această emisiune și ceea ce vrea să facă. Ori să stau atent la ea, orice schisează și o să scot în evidență. Da, și totuși, Maria vă făcea neînsemnate, voi n-ați simțit nicio secundă că vă tratează cu aer de superioritate. N-ați dat niciuna. Antonia a zis, da, că i-am spus că este neînsemnată pentru noi și că așa trebuie să fie. Adică nu văd de ce am fi noi importante sau de ce am avea vreo, nu știu, semnificație în fața ei. Auzi, Daniela, dar pe tine nu te deranjează când colegii spun în repetate rânduri faptul că Marinescu nu-ți ia apărarea? Dacă tu sunteți bun prieten? Nu, păi eu în competiția asta, domnișoara Cristina, sunt atacată cu două lucruri. De gelul, de când a insinuat gelul chestia asta, nu te vrea nimeni, nu te-ar pupa nimeni, dar... Cu toate astea, eu am avut admiratori în competiția asta și mulți băieți au spus că mă plac. Pe cine, mă? Pe George l-ai avut, Daniela. Daniela, pe George l-ai avut admirator. Pe George, pe Mihai, pe Vlad, pe Duțu. Au vorbit 2 minute băieții ăștia. Adică au spus băieții că mă plac. Mă rog, nu vorbeam cu tine. Îi răspundeam domnișoarei Cristina. Daniela, dar nu poți să... Au bun simț, spui că îți place o fată din bun simț. Și a vorbit exact 3 minute cu tine și atât. Bine, gelul, lasă-mă să termin. Te vezi la muncă, te vezi deja cu copii făcuți de Mihai, pe bune. Cu Marinescu, adică doar cu asta mă pot ataca și ei au impresia că eu le voi da mereu aceleași reacții, pentru că știu că sunt o persoană vulcanică. Eu aleg să tac, să nu le mai răspund, dacă o să fiu în cunoaștere cu cineva sau nu, e fix problema. Ba nu. Pentru a vă abona, apăsați aici. Pentru a viziona mai multe filmulețe, apăsați aici sau aici.